mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației noastre. Am să încerc să fiu foarte succint. Deci este vorba despre mai multe inițiative pe care le-a lansat domnul președinte sau le lansează de acum încolo. La prima dintre care aș fi vrut să mă refer este cea care va fi lansată în cadrul campaniei naționale Iubesc Moldova și ține de construcția pe întreg teritoriul Republicii Moldova a aproape 300 sau cu exactitate 300 de complexe sportive mari în 300 de localități a Republicii Moldova pe durata întregului mandat de președinte. Deci, repet, 300 complexe sportive mari în 300 de localități ale Republicii Moldova pe durata întregului mandat. Ca să aveți cea mai mică închipuire despre ce este vorba, am să rog camerele de luat vedere să fixeze cum urmează să arate aceste complexe. Este vorba despre teren de fotbal, teren de basket, teren de volei, teren de tenis de câmp, plus instalații pentru fitness, terenuri de joacă pentru copii și tot ce este necesar pentru practicarea zilnică a sportului de masă. O să înceapă instalarea, construcția și instalarea acestor terenuri în perioada imediat următoare în 10 cele mai mari localități din Republica Moldova, de la cele din sud, Congas, și până la cele din nord, Corjeuți, de la cele din centrul Republicii Moldova, deci de la stânga la dreapta și de jos în sus. Lista o să o fac nemijlocit imediat după conferință publică. Asta a fost primul criteriu, deci 10 de astfel de terenuri vor apărea până la sfârșitul anului 2017 în cele mai mari localități din Republica Moldova. Mă refer aici în special la localitățile din mediul rural, deci nu este vorba deocamdată de orașe. Pentru anul 2018 sunt preconizate construcția a 100 de alte astfel de centre și complexe sportive pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Evident, vom solicita în acest sens acceptul administrației publice și locale și în cazul celor primile 10 complexe sportive, dacă eventual primăria nu cade de acord, urmează să luăm, după numărul populației, următoarea localitate. În ceea ce privește anul viitor, vom solicita ca, evident, să fie pe de-o parte implicată administrația publică locală, pe de altă parte să fie o solicitare și din partea adunării satelor, comunelor, centrelor, inclusiv raionale, după posibilitate, în acest sens. Asta în ceea ce ține de complexele sportive. Vreau să spun că ceea ce ține de activitatea de suport social pentru diferite categorii ale populației, președintele, în repetate rânduri, vine cu astfel de inițiative. Dacă e să ne referim la ceea ce a trecut zilele precedente, este vorba despre Ziua Oamenilor în Etate. Pe întreg teritoriul Republicii Moldova, aproximativ 20.000 de persoane au beneficiat de un suport din partea președintelui, iarăși în cadrul campaniilor despre care și la care ne-am referit. Iar până la finele anului curent vor fi acordate suporturi pentru aproximativ 100 de grădinițe din Republica Moldova, iar pe durata întregului mandat președintele își propune să intervină cu un suport, infrastructură logistică, orice este mai necesar de urgență pentru grădinițele din Republica Moldova, pentru toate grădinițele din Republica Moldova, care sunt în număr de
1400 și. Deci asta ar fi în linii mari ceea ce am vrut să vă spun. Evident, toată lumea interesează de unde sunt și de unde vin banii. Banii nu vin din buget, banii sunt din donații, din oferte, din propuneri, parteneriate cu diferite persoane, atât din țară cât și de peste hotare. De exemplu, ceea ce ține de construcția celor 100 de terenuri sportive pentru anul 2018, a fost o discuție bună cu președintele Turkmenistanului și sperăm că suportul să fie oferit inclusiv de către țara dumnealui și de el personal în acest sens. Oricum, deci proiectele demarează și urmează să fie realizate din plin, așa cum au fost toate proiectele propuse de președinție, de organizația condusă de prima doamnă din suflet sau de campaniile pe care le-am realizat pe parcurs. Asta am vrut să vă spun în linii foarte mari. Am zis că este un briefing, respectiv mergem la o altă discuție urgentă pe care o avem aici. Vă mulțumesc! Bine, în totalitate? Haideți că, în dependență de ultimele calcule la momentul de față se fac, am zis că este un complex mare sportiv, deci teren de fotbal, basket, volei, tenis, instalații pentru practicarea zilnică a sportului de către cei mici și cei mari, terenuri de joacă și plus echipament fitness care va fi pus la dispoziție. Banii vin și pe parcurs, dar am zis, primele 10 terenuri în cele mai mari localități vor fi asta e ceea ce reușim să facem până la sfârșitul anului, pentru că deja suntem în luna octombrie, ori trebuie în mod normal să reușim să finalizăm lucrările până la începutul sezonului rece, pentru că de altfel ar putea fi într-un fel sau altul compromis pe de o parte. Cele 10 primele sunt criteriile foarte simple, am zis, sunt cele mai mari localități din Republica Moldova după numărul de populație. Imediat după conferință eu am să dau această listă ca să nu fie necesar să căutați suplimentar și ceea ce este important, deci am zis, dacă primarul eventual sau administrația publică locală, mă refer aici, Consiliul Local, nu va susține acest proiect, urmează să identificăm următorul cu număr de populație mare, deci din listă. Iar pentru anul viitor, criteriile vor fi definitivate, dar am zis că ar fi foarte bine să existe o solicitare atât din partea administrației publice locale, cât și din partea administrației publice locale, cât și din partea cetățenilor. Și încă una, ceea ce am vrut să vă spun, dacă tot în contextul criteriilor, am zis că la grădinițe, deci planul ar fi până la finele anului să fie acordat un suport celor primele 100 de grădinițe. Deci ele sunt diferite, suporturi diferite, de la reparația unor încăperi până la dotarea cu diferit echipament, de exemplu în ceea ce ține de bucătării sau spălătorii sau reabilitarea camerelor de baie, inclusiv reabilitarea dormitoarelor. În unele cazuri sunt chestiuni legate de dormitor și tot așa mai departe. Deci ce solicită nemijlocit părinții împreună cu administrația școlii și apropo sunt deja câteva sute de solicitări. Urmează să fie. Dacă să ne referim, de exemplu, în cazul complexelor sportive, este foarte simplu, da? Dacă suportul va veni din partea Turkmenistanului și președintele mijlocit, da, este de pe exterior. Sunt și de pe intern. Poftim? Нет, это отдельный проект. Я думаю, что намного больше в этом ключе. То есть и, значит, здесь необходимы более массированные ресурсы, в первую очередь. Ничем бан, но если пентру тати проекты, которые сынтон адеруларе, дин бюджет. Спонят.
ulterior, va fi făcută publică lista donatorilor. Haideți să facem în felul următor. Să facem lucrurile bune și după asta revenim la subiectele despre care menționați. Contează. Evident. Объекты будут с нуля построены. Все, коллеги, я вам... Мы договорились насчет брифинга, это уже спунится ультимат. Bine, la momentul de față este un teren mare pe care sunt amenajate, deci aceste terenuri intră, așa cum este procedura după... Nu, probabil că va fi mai complicat să le organizăm, așa cum spuneți dumneavoastră, deși ne-am dorit poate foarte mult, dar repet, deci inițiativa vizează în mod preponderent localitățile rurale, deci satele, comunele din Republica Moldova. Da. Am zis, evaluările finale se fac, dar în acest sens, reiterez, primele 10 vor fi construite până la finele anului curent, 100 în anul viitor, 300 își propune domnul președinte pentru întregul mandat. Sunt ultimele calcule pe care le finalizăm acum. Da, sursele sunt identificate. Vă spun mulțumesc și o zi frumoasă și o săptămână cât mai reușite să aveți. Numai bine!